Dușuri defecte, bazine cu vopsea scorojită, cabine de schimb cu pereți plini de mucegai, gurd de canal neacoperite și multe alte nereguli au fost depistate în urma unor controle efectuate de către inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică și cei ai protecției consumatorului. Toate acestea, spun reprezentanții instituțiilor abilitate, pun în pericol sănătatea cetățenilor. Și în urmă cu 3 săptămâni au fost efectuate controle aici, în urma cărora au fost constatate mai multe nereguli în ceea ce privește măsurile igienico-sanitare. Sunt de la ștrandul din Deva, așa cum puteți observa, bazinul din spatele meu este gol. La momentul acesta, porțile ștrandului sunt închise. În imaginile pe care urmează să le vedeți, se vede că au fost puse afișe că în acest moment nu se poate intra în ștrand. Cei care se află la conducerea ștrandului nu vor să dea un punct de vedere. Ne-au spus că există purtători de cuvânt la primăria Deva. O să încercăm să luăm legătura cu ei, să vedem ce se întâmplă. Controlul este în momentul acesta în incinta ștrandului. Probabil că la ora când va fi difuzată știrea vom avea și rezultatele acestui control. Până mâine, când vom vedea ce măsuri se vor lua, cine vor fi cei care vor lua măsuri, ce s-a întâmplat de fapt cu ștrandul din Deva, de ce s-a ajuns aici, pentru că de foarte curând ștrandul a fost trecut în subordinea domnului primar. Nu s-au întâmplat lucruri de genul ăsta în anii trecuți, atunci când a fost vechea conducere. Dar cu alte amănunte vom reveni mâine în jurnalul de știri. Jurnaliștii Hunedoara 1 TV au luat legătura cu reprezentantul ștrandului pentru a oferi un punct de vedere. Acum sunt cu doamnele de la OPG. Dacă mă sunați într-un sfert de oră, pot să vorbesc cu dumneavoastră la telefon. Sunt aici cu dânsele. Mă sunați într-un sfert de oră să gătăm hârtiile care le avem de făcut. Bine, vă rog, mult bine, sărmâna. După această conversație însă, Radu Chirilă nu a mai răspuns la telefon. Ce spun reprezentanții DSP Hunedoara despre această situație? Dimineața, o echipă de inspectori din cadrul DSP Hunedoara au fost prezenți la ștrandul din Deva, unde, în urma unei sesizări făcute ieri de către un domn. Dar noi, în urmă cu 3 săptămâni, am fost la acest ștrand pe o acțiune tematică. Nu numai, noi mergem în toate ștrandurile, la toate bazinele, la toate piscinele. Este tematică de la Ministerul Sănătății, unde verificăm condițiile igienico-sanitare. În intervalul acestei perioade le-am dat recomandări la momentul controlului, unde au fost remediate în parte o parte din acele neconformități remediate în totalitate, altele nu. Bazinul era scorojit, 2 dintre bazine, pediluviile, adică tencuiala aceea era căzută. 2 dintre dușuri erau defecte, au fost remediate pe parcursul controlului, au chemat persoane care le-a reparat. Mocheta în zona de acces era degradată. Capacul de la gura de canal nu era, erau puse ceva deșeuri acolo, era acoperit, dar era umplut, dar nu era acoperit. Acolo sigur că s-ar fi putut accidenta copii care nu sunt atenți sau cabinele de schimb erau zugrăvite în urma recomandărilor făcute de către inspectorii sanitari, erau infiltrații cu ape meteorice. Și sigur că păstrează un miros greu. Până anul trecut, ștrandul din Deva era în subordinea SPIGM Deva, serviciu condus de Irinel Faur, perioada în care nu au fost înregistrate astfel de probleme. Deși în toți acești ani au fost efectuate zeci de controle, datorită bunei gestionări a fondurilor alocate, în mare parte insuficiente, nu au existat controle în urma cărora să se fi constatat probleme care să pună în pericol sănătatea cetățenilor Devei. Cu toate acestea, primarul a preferat să desființeze serviciul care se ocupa de gestionarea ștrandului și să înființeze un alt serviciu aflat în directa lui coordonare. Se pare însă că nu reușește să coordoneze nici măcar subordonații direct, lucru care nu ar fi de mirare știind ce se întâmplă în primăria Deva. Însă până la a duce incompetența la într-atât încât să pui în pericol sănătatea cetățenilor, este cale lungă. Mai presus de orice, trebuie să fie siguranța devenilor, în condițiile în care mii de copii sunt acum în vacanță și își petrec mare parte din timpul liber la ștrand.
În ediția de mâine vă vom prezenta și rezultatele analizelor apei și motivele pentru care a fost închis strandul din Deva. De asemenea, sperăm ca și reprezentanții devenilor, cei din administrația publică locală, să răspundă apelurilor jurnaliștilor de la Hunedoara 1 TV pentru a explica oamenilor de ce strandul nu este gestionat așa cum trebuie, fără a pune în pericol sănătatea cetățenilor și cine se face vinovat pentru această problemă, dar și ce măsuri se vor lua, dacă se vor lua.